Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul Dr. Croșet. Iată-mă în fața dumneavoastră și cu un frumos maieu, fiindcă fustița Diva v-a plăcut foarte mult, modelul l-ați îndrăgit, ați văzut că putem să evazăm cât dorim. Maieuțul, să știți că l-am evazat cât am dorit, vă voi explica imediat ce și cum. La volan am filmat pas cu pas fiecare rând să puteți adapta și dumneavoastră la maieuțul pe care vreți să-l atașați, de ce nu, fiindcă foarte bine puteți să atașați la orice model de maieu. Dar fiindcă eu am avut această minunată fustiță lucrată, am îndrăgit-o foarte mult, ați îndrăgit-o și dumneavoastră foarte mult, am zis să fac același model la maieu și să vin, uitați, cu acest volan minunat. Și eu zic că a ieșit un compleu deosebit. Aștept în comentarii părerile dumneavoastră, fiindcă contează foarte, foarte mult. Și dacă vă place, de ce să nu fiți și dumneavoastră unicat, nu? Haideți să vedem ce avem de făcut și să avem spor și voie bună, dragii mei! Iată, dragii mei, că maieuțul nostru cântărește 264 de grame, mai exact. Deci, dragii mei, dintr-un pachet de 500 de grame de alize Diva, fain, vă faceți un compleu mărimea XL, deci fustiță, ați văzut, și maieu cu volan. Pentru cine a lucrat fustița Diva și dorește să-și facă un compleu, iată că eu am făcut un maieu la care voi atașa un volan, fiindcă ați văzut și în prezentare. Plec de la circumferința bustului de această dată. Dacă la fustă ne-am orientat câte secvențe de model să facem pe verticală în funcție de circumferința șoldului, la maieu mă voi lua după circumferința bustului. Eu am o circumferință de 110 cm. Maieuțul meu desfăcut a ieșit de 116 cm. Nu puteam să-l fac chiar de 110 fix, așa că trebuie să vină un pic lărguț pe noi, nu? Că doar este de vară. Dacă doriți mai mulat, faceți cu o secvență în minus, dar și aici trebuie să împărțiți în mod egal. Eu am început maieul de pe lateral, fiindcă am hotărât încheierea să fie pe linia subbrațului. Am început cu 124 de ochiuri de lanț. Haideți că am făcut aici și un desen. Deci am început aici cu 124 de ochiuri de lanț. Am croșetat mai apoi 3 secvențe de model. Modelul îl aveți în tutorialul cu fustița Diva. Pe verticală, da, jos, sus și tot așa. Mi-am stabilit, bineînțeles, și lungimea pe care doresc să o am la maieu. În cazul meu, am luat măsura de deasupra sânilor și unde vedeți aici partea aceasta mai mare, deci chiar de deasupra sânilor, în cazul meu am măsurat să fie de 47 de centimetri. De la subbraț până jos, până la lungimea dorită, eu am 35 de centimetri. Mai exact, această fâșie de la subbraț până la lungimea dorită. Diferența, da, de la 35 de centimetri până la 47 de aceasta, de 12 centimetri de aici, pentru aceasta, după ce am terminat cele 3 secvențe, eu am montat 36 de ochiuri, 36 de ochiuri de lanț am montat. Am început să lucrez din nou pe verticală, 8 secvențe pentru partea din față, fiindcă eu de pe linia umărului până pe linia umărului am 30 de centimetri, mai exact aici. Și a trebuit să lucrez 8 secvențe, după cum vedeți. Deci partea aceasta vine deasupra sânilor, de pe linia umărului
până pe linia umărului. Ca mai apoi să lucrez 1, 2, 3, 4, 5, 6 secvențe pentru partea de la sub braț și mai exact am 22 de centimetri aici, dragii mei. Așa am luat măsurile pe corpul meu, mi-am făcut acest desen și fiindcă am avut monstra, am lucrat fustița, am știut cum să adaptez pentru maiuțul meu pe centimetri, pe măsurători. Bineînțeles că după ce am mers cu cele 6 secvențe pentru cea de-a doua mânecă, din nou am montat 36 de ochiuri de lanț ca să pot merge pentru partea din spate cu 8 secvențe. Ca mai apoi să cobor și să scurtez secvențele mele, da? Și să lucrez 3 ca să pot întregi cu partea aceasta și să cos pe lateral. Haideți să vă explic acum și mai eu l-am așezat pe manechin. Să vedeți, după ce eu l-am însăilat aici, l-am dat în două. Ia să vedem. Uitați așa. L-am dat în două parte, peste parte. L-am cusut cu un pic de ață aici, pe lateral. Ca mai apoi eu să fac câteva ochiuri de lanț și să stabilesc aici breteluțele și să pot începe volanul. Haideți să vedem acum maieul așezat pe manechin. Când începeți maieul, dragele mele, trebuie să vă luați niște măsuri. Adică măsuri de deasupra sânilor, da, cât doriți dumneavoastră să fie de decoltat maieul, și vă luați măsură de deasupra sânilor și cât doriți dumneavoastră de lung să fie maieuțul. Apoi, în partea de sub braț, la fel vă măsurați. Eu am început de pe lateral, modelul meu de la fustița Diva. Am montat ochiurile de lanț și apoi am plecat cu rândul de mini ferestre, exact cum am procedat și la fustița Diva. Și pe acesta l-am evazat puțin, fiindcă am mers cu piciorușe triple, piciorușe duble alungite și piciorușe duble. Aici vă împărțiți la fel și evazați cât de mult doriți sau pur și simplu faceți drept, cum doriți. Eu voi uni aici pe lateral, este doar însăilat, da, mai eu meu, fiindcă am plecat de aici cu ochiuri montate, am mers cu rânduri dus, întors pe verticală, da? Bun. Acum, aici în față voi face un număr de piciorușe, un număr de piciorușe care să mi se împartă mie în mod egal la 9, fiindcă volanul meu este un model multiplu de 9. La fel vă montați ochiuri de lanț, cum am montat și eu aici, da? Probați, îmbrăcați maieul și probați și vedeți dacă vă este suficient. La fel, ochiurile mele de lanț trebuie să fie multiplu de 9. Mai întâi de toate, ce trebuie să facem? Să încheiem aici ca să știm noi că este încheiat maieul pe lateral. Mi-am lăsat suficient fir. Mă uit să fie lucru meu pe față, îmi dau seama de la rândul de piciorușe scurte de la semicerc, întorc lucru meu pe dos și o să pornesc un rând de piciorușe alunecate. Aici avem, chiar avem un rând de piciorușe scurte. Este bine, asta este bine. Și haideți să folosim firul pe care eu mi l-am oprit. Foarte simplu, să uniți aici pe lateral, vine pe sub, la sub braț, deci numai bine.
puteți să faceți și piciorușe scurte, de ce nu? Dar eu deja am un rând de piciorușe scurte aici și aș face cu piciorușe alunecate, introduc în dreptul unui picioruș și în dreptul unui picioruș de pe partea cealaltă, da? Scot pe sub cele două fire și trag direct prin buclă. Și astfel am făcut un picioruș alunecat. Și facem așa, uitați, fiecărui ochi de pe o parte îi corespunde ochișorul de pe partea cealaltă. Nu strângem foarte tare, lăsăm lejer, mai măsurăm părțile să nu rămână cumva o parte mai lungă și una mai scurtă. Foarte, foarte important. Deci asta ar fi prima operațiune după ce vă terminați maieul, ca mai apoi să trecem la piciorușele de sus, la ochiurile de lanț de la breteluță. Iată, cele două părți sunt unite, vom descălca frumos, vom aburi cu fierul de călcat. Minunat, minunat! Bun, acum, haideți să începem. Să facem volanul. Aici avem părțile din față și din spate, partea de la sub braț. Bun. Noi ce vom face acum? Am zis că trebuie pentru volan să avem multiplu de 9. Dacă lucrez în dreptul fiecărui rând câte două piciorușe scurte, numai bine mă apropii de suma de 72, fiindcă eu vreau să am 72 de ochiuri pe această parte, fiindcă 72 se împarte în mod egal la 9 și obțin 8. O să vedeți de ce. Deci pentru volan avem nevoie de multiplu de 9. Și vom începe rândul de piciorușe scurte. Suntem pe fața lucrului. Da? Un prim picioruș scurt și încă unul. Asta în dreptul primului rând. Deci avem două. Unde am fereastra, adică în dreptul următorului rând, voi face din nou două piciorușe scurte. Prind și firul în lucru. 2. Acum mă duc în dreptul următorului rând și fac din nou două piciorușe scurte. Am deja 6 piciorușe scurte. Și iată, dragii mei, că am 72 de piciorușe scurte. Acum, ca să unim fața cu spatele, aici, și să facem o breteluță. Eu voi monta, înainte să merg cu rândul de piciorușe scurte în continuare, voi introduce chiar aici în colțul, da, de sus, și voi ridica 54 de ochiuri de lanț. 54 de ochiuri de lanț care vor reprezenta breteluța. Am lucrat, am probat, să știți că am făcut 54 de ochiuri de lanț. Voi prinde aici cu un picioruș scurt ca să am eu mai multă siguranță. Am pus pe mine maieuțul și m-am probat. Mai întâi de toate, să văd cum mi se așează. Și mi se așează foarte bine. Așa vă sfătuiesc și dumneavoastră. Montați 54 de ochiuri de lanț, 63 de ochiuri de lanț, să fie multiplu de 9. Și probați maieul, vedeți și cât de lung vă vine pe corp, toate pe probatele. Deci voi ridica 54 de ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 1, 52, 53, 54 și mă duc acum și unesc cu partea din spate a maieuțului. Da? Pac, pac și am tăiat firul. Deci, practic, eu acum mi-am făcut breteluța, da? Uitați!
voi merge acum cu 54 de piciorușe, voi continua, ca să am continuitate la partea din față și voi continua cu 54 de piciorușe scurte. Aici, chiar dacă mi este mai larg la sub braț, pot să fac rând de piciorușe scurte și apoi să continui aici la sub braț cu rând de piciorușe duble, de ce nu, și iar piciorușe scurte, da? Deci putem adapta, putem micșora, nu este nicio problemă. Am mers cu 72 de piciorușe și la partea din spate, am făcut cele 54 de ochiuri, ca mai apoi să fac 54 de piciorușe, am răsucit lucru cu partea din față, ca să pot încheia rândul de piciorușe scurte. Deasupra primului picioruș am introdus croșeta și am făcut un picioruș alunecat. Deci primul rând de piciorușe scurte este gata. Breteluțele, rândul din spate și cea de-a doua breteluță. Noi suntem acum pe fața lucrului, da? Ar trebui să mergem în continuare și să lucrăm. Dar fiindcă este volan și se va revărsa pe partea din față, da? Eu acum voi întoarce rândul și voi lucra practic pe dos, da? Voi lucra pe dos, fiindcă volanul meu se revarsă în față și vreau să fie pe fața lucrului, da? Deci, încă o dată, am finalizat breteluța, sunt pe fața lucrului, fiindcă am unit cu rândul de piciorușe scurte de la partea din față, însă acum nu merg în continuare. Da? Ci întorc lucru ca să pot lucra de jur împrejur și numai bine volanul meu se va revărsa pe partea din față și automat și lucrul meu va fi pe fața lucrului. Și ce vom face? Vom ridica 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3 ochiuri de lanț reprezintă un picioruș dublu la modelul meu. Acesta este primul rând de la volan. 2 ochiuri de lanț despărțitoare, fiindcă dorim să facem un V. Da? În primul ochi, deci nu în primul, ci în ochiul 2, vom face un picioruș dublu. 1, 2. Acum, nu facem niciun ochi despărțitor, dăm după croșetă, lăsăm un ochișor jos, liber și introducem în următorul ochi. Și facem un picioruș dublu. Acum, 2 ochiuri de lanț și când facem 2 ochiuri de lanț, facem imediat în următorul ochi un picioruș dublu. Când nu avem 2 ochiuri de lanț, lăsăm la bază un ochișor liber și facem în ochiul 2 un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, acum ce facem? Nu mai lăsăm ochișorul la bază, ci lucrăm imediat în următorul ochi un picioruș dublu. Acum, fiindcă nu avem 2 ochiuri de lanț, vom lăsa la bază un ochișor liber și facem în ochiul 2 un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț și ce facem acum? Chiar în următorul ochi, un picioruș dublu.
Vom merge astfel pe breteluță. Uitați cum arată. Însă când ajung la partea din față, fie la partea din față, fie la partea din spate, eu vreau să agăț aici un singur fir. Da? Firul din partea exterioară a lucrului meu. Aici știu că trebuie să fac un picioruș dublu, deci ce trebuie să facem? Nu să introducem în următorul ochi, ci în ochiul 2, însă aici voi agăța firicelul din partea exterioară a lucrului, da? Doar pe partea din față și în spate, pe breteluță nu este nevoie, am introdus pe sub amândouă firicelele. Acum fac două ochiuri de lanț și știu că în următorul ochi trebuie să introduc și să fac piciorușul dublu. Agăț un singur fir și fac un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Când fac ochiurile de lanț, știu că voi... A, nu! Am făcut două ochiuri de lanț, îmi cer scuze, acum nu trebuie să le mai facem, doar trebuie la bază să lăsăm un ochi liber și să introducem în următorul agățând un singur firicel. Da? Și să facem piciorușul dublu. Da? Ca să vină frumos astfel în jos volanul. Haideți să continuăm. Pe breteluță introducem pe sub amândouă firicelele și la partea din spate la fel agățăm un singur fir. Haideți să lucrăm încheierea de rând. Deci am zis atunci când avem două ochiuri de lanț, facem imediat piciorușul dublu în următorul ochi. Când nu avem două ochiuri de lanț, lăsăm un ochi liber la bază și introducem în următorul. Și facem piciorușul dublu. Două ochiuri de lanț, introducem imediat în următorul ochișor și facem piciorușul dublu. Lăsăm un ochi la bază acum liber și ne ducem în următorul și facem piciorușul dublu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu imediat în următorul ochișor. Acum ce facem? Lăsăm un ochi liber la bază și ne ducem în următorul. Două ochiuri de lanț, imediat în primul ochișor facem piciorușul dublu. Acum lăsăm un ochi liber și ne ducem în următorul și facem picioruș dublu. Două ochiuri de lanț și acum, imediat în următorul ochi, facem un picioruș dublu. Acum ce ar trebui să facem? Să lăsăm un ochișor liber și de fapt următorul este ochiul 3 de lanț, fiindcă știți foarte bine că aici am făcut 3 ochiuri de lanț plus 2 ochiuri de lanț despărțitoare. Deci introducem în ochiul 3 și facem picioruș alunecat și avem continuitate la model.